Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Ginițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și el să ne binecuvinteze pe toți. Scumpă biserică, suntem în cadrul ciclului de lecții biblice Pildele Mântuitorului. Am ajuns la pilda numărul 25. Pilda judecătorului nedrept, cea de-a doua parte, deoarece data trecută nu am avut timp să isprăvim ce trebuia spus. Motiv pentru care în seara aceasta, cu îngăduința dumneavoastră, cu mila și îndurarea Domnului, vom continua. Scopul nostru este să înțelegem ce a vrut Mântuitorul să ne spună, crezând că ce spune el este important pentru noi. Pilda judecătorului nedrept. Vă aduc aminte de faptul că. Este în Luca, capitolul 18. Vă aduc aminte de faptul că am spus despre motivația pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o și este menționată în mod simplu, clar, lămurit în versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage. Imperativul trebuie să se roage. Acest imperativ este o particularitate a vieții spirituale și trebuie să ne rugăm. Apoi, trebuie să nu se lase. Iată dar rugăciunea stăruitoare și al doilea lucru, perseverența în rugăciunea stăruitoare. Vom fi tentați să ne rugăm în hopuri, determinați, motivați de necazurile vieții, de boli, de probleme și când acestea trec, ne trece și avântul rugăciunii. Biblia spune să nu te lași, nu te ruga în salturi, pentru că nu dormi în salturi, pentru că nu mănânci în salturi, pentru că nu respiri în salturi. Nu te lăsa, roagă-te, fă un mod de viață din rugăciune. Iar dacă nu ți-l faci, asta înseamnă că nu este importantă. Acesta a fost motivația Domnului Isus să ne explice că rugăciunea trebuie făcută și trebuie făcută în mod constant și permanent. Apoi am vorbit despre coruptibilitatea acestui judecător. Nu se temea de Dumnezeu și nu era rușine de oameni. Exact elementele care definesc integritatea unui judecător și criteriul lui, de criteriile profesionale. Observați că, în al treilea lucru, spuneam data trecută, ceea ce a dat succes acestei femei văduve, trasă la judecată de aproapele ei, este insistența ei la judecătorul care nu vrea să-i facă dreptate. Era meseria lui să-i facă dreptate. Însă nu vrea. S-a încăpățânat, nu era rușine de oameni, nu era frică de Dumnezeu, făcea ce dorea. Și n-a dorit să-i facă femeii dreptate. Trebuia să-i facă, avea calitatea, avea obligația, dar n-a vrut. Și femeia l-a câștigat prin insistență. Femeia aceasta, văduvă, în calitate de client, client cu problema nerezolvată, a insistat atât de mult până când omul acesta a spus, femeia asta mă plictisește, mă enervează, pentru ca să scap de ea, o ascult, îi rezolv problema, să nu mai văd. Domnul dă acest exemplu care pare ciudat, pentru că nu l putem compara pe Dumnezeu Tatăl cu judecătorul nedrept. Dumnezeu nu-i nedrept. Dar el creează această întâmplare imaginară, intenționat în maniera aceasta, ca să spună următorul lucru. Dacă un judecător corupt și obraznic, fără frică de Dumnezeu, fără rușine de oameni, până la urmă datorită insistenței clientului, femeia văduvă vă o ascultă, cu atât mai mult Dumnezeu care nu-i corupt. Dumnezeu care are respect și milă, Dumnezeu ne va asculta neapărat. Domnul dă forța acestei întâmplări, imaginarea acestei pilde, ca să ne încurajeze pe noi, spunându-ne, roagă-te că Dumnezeu te ascultă, sigur te ascultă. Ultimul lucru pe care l-am spus data trecută, este din versetul 8, Vă spun că Dumnezeu va face dreptate, va asculta rugăciunea, dar va găsi credință. Dar ce legătură are credința cu rugăciunea? Pentru Domnul Isus Hristos, rugăciunea este expresia credinței. Știți ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun în introducere și o să vă aduc aminte în încheiere. Cine nu se roagă, eu știu că nu se roagă, că nu are credință. Asta îmi dă Biblia dreptul să cred. Omul care nu se roagă, nu se roagă pentru că la nivelul rugăciunii este credința. Niciun credincios nu-și poate permite să spună că e mai credincios decât intensitatea rugăciunii pe care o face, decât timpul pe care îl dedică rugăciunii. Rugăciunea și credința sunt absolut direct proporționale. Asta spune Domnul. Citiți versetul 8. El leagă rugăciunea de credință. De ce spune când voi, veni, voi găsi credință? Pentru că oamenii se roagă în funcție de credința lor. Oamenii care cred se roagă, oamenii care nu cred nu se roagă. Bisericile sunt pline de oameni religioși, dar nu credincioși. A fi credincios înseamnă a trăi cu Dumnezeu. Și nu poți să trăiești cu Dumnezeu spate la spate, ci comunicând cu El, vorbind cu El. Cine îl iubește pe Dumnezeu își găsește plăcerea să vorbească cu El. Fiecare dintre noi vorbim cu copiii noștri pentru că îi iubim. Și prin cuvinte le facem complimente, îi apreciem, îi lăudăm, spunem frumosule, dragul meu, de-abia am așteptat să vin acasă. E imposibil să nu ne exprimăm sentimentele de apreciere, de dragoste, de afecțiune, prin cuvinte. Nu poți să-ți exprimi nici gândurile, nici sentimentele fără cuvinte, decât prin gesturi. Ori în relația spirituală, dincolo de faptul că ne ridicăm mâinile, ce gesturi să facem să-L mângâiem pe Dumnezeu? Rugăciunea exprimă credința. Dacă nu-i credință, nu-i rugăciune. Dacă nu-i rugăciune, nu-i credință. Dacă e un metru de rugăciune, dau niște exemple absolut banale, dacă e un metru de rugăciune, mie îmi spune că există un metru de credință. Dacă nu există rugăciune, să știți că e limpede, dar e trist. Pentru că am spus două, trei vorbe despre șirul gândurilor de joia trecută, suntem acum în situația să reluăm gândurile acestea și să le continuăm cu intenția să înțelegem mai bine învățătura Domnului conținută de pilda judecătorului nedrept. Până la urmă, scopul acestei pilde este să ne spună că trebuie să ne rugăm, dar nu oricum. Femeia aceasta nu s-a rugat odată, te rog judecătorul și judecătorul a spus, ok, fac, Biblia ne spune că s-a ținut de el. Scopul acestei pilde nu este să ne vorbească despre rugăciune, nu, 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 ci despre rugăciune insistentă, despre rugăciune stăruitoare, despre rugăciune până când primești. Ideea aceasta de rugăciune stăruitoare este foarte des întâlnită în Biblie, mai des întâlnită decât credem noi. Am să vă dau câteva exemple, sunt doar câteva, Ascultați-mă cu atenție și dacă vreți, vă spun referințele ca să. poate vreți să le notați sau poate vreți să le căutați chiar acum. Fapte 1 cu 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget. Cine sunt toți aceștia? Ucenicii. Ce făceau? Stăruiau. Ce înseamnă stăruiau? Se rugau într-una, se rugau insistent, se rugau fără să se oprească, se rugau mult. Se rugau, se opreau și iar se rugau, se opreau și iar se rugau. Se rugau într-una, până când? Până când primeau lucru pentru care se rugau. Sunt lucruri pe care le primești repede, sunt lucruri pe care le primești greu. Pentru cele pe care le primești repede te rogi puțin, pentru cele pe care le primești greu te rogi mult până primești. Ucenicii se rugau cu un cuget, cum? Stăruitor. Acum citim un împărat 18. Ilie s-a rugat o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, de șase, s-a rugat de șapte ori. De ce nu l-a rugat, de ce nu l-a ascultat Dumnezeu pe Ilie de prima oară? Ca să-l învețe secretul rugăciunii stăruitoare. În Iacov, capitolul 5, în contextul rugăciunii cu ungere pentru bolnav să fie vindecați, Iacov îl dă exemplu pe Ilie și spune, Ilie s-a rugat. Ilie s-a rugat de șapte ori. Ai de gând să te rogi de șapte ori pentru problema care o ai? sau între doi dumnică spui, Doamne ajută-mă și gata. Și Dumnezeu e obligat să te ajute. Ilie s-a rugat de șapte ori. Omul pe care l-a ascultat, Dumnezeu s-a rugat de șapte ori. Și a fost lângă el cineva care a început să-l suspecteze de necredință. Și în mintea lui a zis, a, ce stăpân am, se roagă degeaba, se tot laudă cu Dumnezeul lui. Și bietul Ilie cu inima strânsă zice, mai du-te o dată, poate se întâmplă și se întoarce. Se întâmplă, se vede ceva? Nu. Oh, Doamne, 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 nu mă lăsa. Mi-ai promis, am încredere în Tine, știu că ești un Dumnezeu demn. Știu că-ți respecti cuvântul, Doamne, ai promis. Mai du-te odată și te uită. Se vede? Nu. Doamne! Și iar o rugăciune. Să nu credeți că a fost doar, Doamne, ascultă-mă. A fost o rugăciune, o vărsare a inimii, un test al credinței, o provocare. De șapte ori face asta. Câți dintre noi ne rugăm de șapte ori pentru ceva anume? Nu vorbesc despre faptul că ne doare ceva în situația în care suntem bolnavi. Nu, 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 că pentru a ne rugăm de 700 de ori, nu de șapte ori. Ilie nu s-a rugat pentru durerea lui. Ilie s-a rugat pentru ploaie. Și ploaia nu era pentru el, era pentru popor. Era pentru numele Domnului. Ai de gând să te rogi de șapte ori pentru cauza adunării? Spui, aia nu importantă, ordinarea nu importantă, conferința de familie nu importantă, predica nu importantă, formațiile nu sunt importante. Nu mai e nimeni important decât eu. Rugăciune stăruitoare. Luca 21. S-a depărtat și s-a rugat a treia oară. Cine? Cristos. Cristos a fost nevoie să se roage de trei ori? Da, de trei ori. Dar de ce nu l-a ascultat de prima oară? Nu știu. Vorba fratelui Trandafir, n-am fost acolo, nu știu. Hristos a rugat de trei ori. Ce înseamnă asta? Înseamnă stăruință, înseamnă insistență, înseamnă perseverență, înseamnă manifestare de credință. Ilie de șapte, Hristos de trei. Nu înseamnă rugăciune, în fugă, în grabă. Mă gândesc că dăm credit lui Ilie, că a fost un om credincios mă gândesc că mai ales Domnului îi dăm tot creditul. Și a fost nevoie să se roage de trei ori. Frași și surori, facem predici despre stăruința rugăciunii. Nu doar despre ceea ce noi am consacrat termenul acesta în stăruința, în cererea pentru ca să fim botezați un plus cu Duhul Sfânt. Eu nu mă refer la asta. Eu mă refer la rugăciune insistentă până când se rezolvă problema. Care problemă? Orice problemă. Roagă-te într-una, nu te lăsa. Să nu te lași, că dacă te lași, pierzi. Pierzi. Când ai putea să câștigi? Fapte 2, 42. Ei stăruiau în rugăciune. Asta înseamnă că se rugau insistent. 3. Roman 12 cu 12. Stăruiți în rugăciune. Ce înseamnă stăruiți? Insistați în rugăciune. Insistați. V-ați rugat aseară? Da. Și nu s-a întâmplat. Haideți să ne punem din nou pe genunchi. Dar. Dacă m-am rugat odată, Domnul știe. Știe. Știe, a știu și înainte să te rogi prima oară, nu e adevărat? Domnul a știu la fel de bine înainte să te rogi prima oară. De ce te-ai rugat? Că Domnul oricum știe. Nu te mai rugat deloc. Vedeți ce raționamente avem. Dar știți de ce nu ne rugăm? Nu că Domnul știe, ci că e greu să ne rugăm. Asta cere credință, cere pocăință, cere smerenie, mărturisirea păcatelor, cere timp și mai bine facem altceva. Frați și surori, trebuie neapărat să accentuăm rugăciunea mai mult, și în viața personală, și în viața de familie, și în viața bisericii. Și în lungime, și în intensitate, adică să ne rugăm mai des și să ne rugăm mai mult, și în toate privințele. Trebuie neapărat să accentuăm rugăciunea. Și asta e valabil pentru noi toți. Amin, așa este. Amin. Fapte 6 cu 4. Noi vom stărui necurmat în rugăciune. Cine noi? Apostolii. În timp ce alții ce fac? Alții fac pe diaconii. Diaconia era slujirea la mese. Și apostolii nu slujeau la mese. Nu este așa că vă simțiți bine dacă vedeți pastorii că slujeți la mese? Și spuneți dumneavoastră, e treaba lor să slujească. Treaba lui Petru n-a fost să slujească la mese. El spune, nu, treaba mea este să predic Evanghelia și să mă rog nu spun lucrurile astea să mă scot de la a sluji la mese. Că n-am lăsat pe nimeni să facă mai mult decât, decât pastorii anumite lucruri administrative în biserică. Vreau numai să vă spun următorul lucru. Un om nu poate face decât un singur lucru odată. Și dacă în timpul acela slujește la mese, nu mai poate să se roage. Ori noi dedicăm Domnului anumite persoane special pentru rugăciune și pentru predicarea Evangheliei. Vă rog frumos, dați-le timpul să facă asta. E spre binele bisericii, e spre binele nostru. Nici nu știu dacă ascultați cu plăcere lucrul ăsta sau nu, dar am de gând să spun ce spune Biblia. Petru a spus, nu-i treaba mea să slujesc la mese, nu că sunt domnos, nu. Și eu fac altceva, să nu credeți că este ușor să te rogi. Să stai o jumătate de oră pe genunchi nu-i ușor, e o luptă, e un serviciu, este o slujbă, E la fel de greu ca atunci când faci mititei sau tai cartofi sau învârți în vârții, nu mai știu ce fel de mâncare. E aceeași slujire, decât că e diferită. Dar dacă toți facem cartofi, atunci unde e biserica? Unde e spiritualul? Frați și surori, accentua slujirea lui Petru, nu pentru domnia lui, ci pentru consecința slujirii lui. Trebuie să gândim cu privire la împărăția lui Dumnezeu, nu cu privire la orgoliile și ambițiile noastre. Rugăciunea este importantă și noi dedicăm Domnului anumiți oameni pentru slujiri spirituale. Împingeți-i în slujirile acestea și creați-le cât mai multe oportunități ca să slujească, adică dați-le timp să-și manifeste slujirea. Pe cât posibil retrageți-i din alte activități, să nu facă zece și niciuna bună. Dacă ne trebuie administrator, să punem, Matei 26, cu 39. S-a depărtat, s-a rugat a treia oară, zicând ce? Aceleași cuvinte. Domnul a zis aceleași cuvinte. Când spune aceleași cuvinte, înseamnă a prezentat aceeași cerere. A prezentat lui Dumnezeu în rugăciune aceeași idee. Domnul Iisus a fost nevoie să prezinte aceeași cerere înaintea Domnului. N-a spus, m-am rugat odată, Domnul știe ce vreau, nu mai mă rog. Vedeți ce raționament are Domnul. Noi de la cine învățăm? De la El. El a repetat rugăciunea înaintea Domnului. De ce a fost nevoie să o repete? Pentru că Dumnezeu vrea să ne țină în prezența Lui. Dumnezeu vrea să ne învețe dependența de El. Unei mamei face plăcere să-l audă pe copil vorbind. Uneori, intenționat, când mă duc acasă, îl întreb pe copil, ce mai faci? Ce ai făcut astăzi la lucru? Îmi place să-l aud vorbind. Domnului îi face plăcere să venim la El și să-i vorbim. Îi face plăcere compania noastră, vrea să ne țină lângă El. Asta înseamnă părtășie. Frați dragi, iubirea te pune aproape de persoana iubită. Noi uneori ne exprimăm interesele, nu dragostea. Dragoste înseamnă să mă apropii de Dumnezeu, să mă simt bine în prezența Lui. Nu neapărat să-i cer ceva. N-ați simțit uneori rugăciune să spuneți, Doamne, n-am de gând să-ți cer nimic. E destul când mi-ai dat. Pentru că, oricum, cele mai multe dintre lucrurile pe care mi le-ai dat, nu ți le-am cerut niciodată. Ci mi le-ai dat în dragostea ta. Dar lasă-mă, Doamne, să spun cuvinte de laudă. Că simt în sufletul meu o grămadă de cuvinte de prețuire pe care vreau să le rostesc, Doamne. Simți să să-l să prețuiești pe Dumnezeu. Nu vrei să-i mai cer nimic. Este manifestarea iubirii. Dar când ai interese, te duci și spui, Doamne. Deschizi lista și spui, 2 pounds de șuncă, 3 de salam și... Roman 15, cu versetul 30. Să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre. Rugăciunea este o luptă. Ați auzit despre asta? Există luptă în rugăciune? Da. Vă rog frumos să veniți odată la grupul de mijlocire sau odată de la ora 8 la 9 fără un sfert, duminica la cină, și o să vedeți că este luptă. Să stai 45 de minute pe genunchi, să te rogi, e luptă. Bați amorțește un genunchi, bate doare nu știu unde în zona spatelui, bați trece prin cap, dar cine a mai intrat mă și la ora asta și întrântește ușa? Că măcar nu închide binișor. Și tot felul de lucruri îți trec prin cap și îți vine să deschizi ochii, îți vine să te uiți la ceas, îți vine să te uiți prin adunare să zici, mă, să vedem câți coriști a venit. doar atâția au venit. Tot timpul de lucru îți vine să faci, dar nu mai să te rogi, nu. Și atunci trebuie să te lupți, să zici așa. Eu n-am venit aici să număr frații. Eu n-am venit aici să vă cine intră pe ușă. Eu am venit să mă rog și te concentrezi și te lupți să stai înaintea Domnului și să te rogi să vorbești cu El, că de-aia l-ai chemat. E o luptă. Să stai în poziția pe genunchi e ușor. Să te rogi gândindu-te la ce faci, la ce spui, concentrându-te, punând inimă, vărsând lacrimi, Ai e luptă, clar, e luptă. Biblia spune, luptați-vă în rugăciune. Nu vă supărați că vă întreb, ați experimentat treaba asta? E o mare disciplină spirituală. Uneori o experimentăm în momentele de necaz, ne rugăm și soția tot împadrămâne și ne speriem, Doamne, cum cresc copiii singuri? Sau, Doamne, cum rămân singuri? Sau poate alt necaz, nu mai ai bani. Sau cine știe ce altceva? Și atunci ne rugăm împinși de necaz. Întrebarea mea este, dacă Dumnezeu vede că doar necazul ne pocăiește, înțelege că numai în felul ăsta ne poate duce în cer. Și cum să termină unul, ne mai trimite două, ca să avem. Avem nevoie de asta? Spuneți dumneavoastră, numai cu bățul să ne ducă Dumnezeu spre disciplinele spirituale. Au trecut 10-20 de ani de pocăință, nu-i destul. 1 Corinteni 7 cu 5. Să vă ocupați cu rugăciunea. Pavel folosește cuvântul îndelednicire. A te îndelednici înseamnă a te ocupa cu, a face de lucru cu. Zice să vă ocupați cu rugăciunea. Fraților, să vă ocupați cu rugăciunea. Hai să vă ocupați cu rugăciunea. Înțelegeți? Este o poruncă. Trebuie neapărat să o punem la inimă. FSN 6 cu 18. Faceți tot felul de rugăciuni și cereri. Din nou apare cu stăruință. Cum? Cu stăruință. Cu insistență. Rugați-vă acum pentru, pentru problema ordinărilor. Poate sunt anumite aspecte pe care dumneavoastră le considerați greșite. Spui, domnule, eu nu sunt de acord cu Cutare. Îți respect punctul de vedere. Eu am dreptul la un punct de vedere, Dumneata la alt punct de vedere. Îți respect punctul de vedere. Dar uite ce îți sugerez să faci. Roagă-te stăruitor până în 22. După aceea, roagă-te altfel. Doamne, binecuvintează-i de acum încolo. Dar până atunci, spune, domnule, eu, Doamne, eu cred că. Dar luminează-mă dacă greșesc. Dar așa simt. Așa mi se pare drept. Pune-te în acord cu voia lui Dumnezeu stăruitor Pentru sondajele de duminică, spune, Doamne, dăm -mi și mie o lumină, să aduc și eu o sugestie poporului sfânt. Lucrează și prin mine, Doamne. Punem pe inimă un proiect, deschidem ochii să înțeleg și eu ceva, ce vrei să faci la anul și să anticipez și eu ceva, Doamne. Așa e ușor să scriem ce părere ai despre fratele George Rimciu, noi bun de nimic. Mulțumesc că ai completat sondajul de opinie. Ți-ai rezolvat problema, ți-ai vărsat-o amară, acum nu te simți bine. Mulțumesc! Asta nu e sondaj de opinie, fraților. Sondaj de opinie e să stăm la sfat. Și dacă vezi ceva ce nu-i bine, în așa fel exprimă-te ca cel ce citește să înțeleagă ce ai vrut să spui. Nu are niciun rost să ataci pe cineva, că nu-ți folosește la nimic. Cu ce îmbunătățește lucrarea de anul viitor faptul că ataci pe cineva? Sau că nu scrii nimic, tragi o linie, scrie eu cred că și spune ce crezi. Să nu crezi nimic? Doamne iartă-mă, să nu crezi nimic? Colosem 4 cu 2. Stăruiți în rugăciune și vegheți. Stăruiți în rugăciune și vegheați. Pavel. 1 Timotei 5 cu 5. Stăruiește zi și noapte în rugăciune. Versetul acesta eu nu pot să-l împlinesc. Stăruiește ziua și noaptea în rugăciune. Priviți și dumneavoastră care este apogeul poruncii rugăciunii ziua și noaptea. Care-i cuvântul? Necurmat, fără încetare. Asta nu înseamnă să stai pe genunchi tot timpul, ci în inimă, în interior, să stai în duhul rugăciunii, în spiritul rugăciunii, în legătură cu Dumnezeu. Ce vrea versetul să spună? Trăiește cu Dumnezeu. Leagă-te de Dumnezeu la nivelul duhului, ziua, noaptea. Credeți dumneavoastră că mai bârfește un astfel de om? Da, de unde? Da, de unde? Păi n-ai cum, pentru că atunci când bârfești, Dumnezeu te scoate din grădină. Adam, cât a fost legat de Dumnezeu, n-a mâncat din măr, din copac, din ce a fost. Când a mâncat, s-a dus afară. Stăruiește ziua și noaptea. Unul saloniceni, același gând de exprimat diferit, rugați-vă neîncetat. 1 Petru 4 cu 7, vegheați în vederea rugăciunii. Ce înseamnă vegheați? Fiți atenți. Atunci când treceți strada și sunteți în downtown, pentru că aici e mai simplu, când treceți strada, nu este așa că vegheați la traversare? De ce? Sunt foarte multe mașini, e mult trafic și există riscul foarte mare să fiți loviți de o mașină. Și treceți cu mare băgare de seamă, mare băgare de seamă. E, asta spune Biblia, așa fii atent la rugăciune. De ce? Să nu te lași. Rugați-vă neîncetat și nu vă lăsați. Imaginați-vă cum ar trebui să, cum a fost biserica apostolică, cum ar trebui să fie biserica de astăzi. Noi în foarte multe privințe se semănăm cu biserica apostolică. În foarte multe privințe se semănăm cu biserica apostolică. Însă un anumit aspect, o anumită dimensiune a vieții spirituale va rămâne mereu o provocare pentru noi. Rugăciunea, rugăciunea insistentă, rugăciunea stăruitoare. Eu cred că ar trebui să existe un lanț de rugăciune. Nu știu sigur ce metode ar trebui să facem. Nu știu sigur ce metode. Dar ar trebui să existe un lanț de rugăciune în biserica lui Dumnezeu. Lanț de rugăciune. Și ar trebui să existe slujba rugăciunii și a mijlocirii. Mai ales persoanele care sunt un pic mai în vârstă, neapărat să aibă slujba rugăciunii. Neapărat să aibă slujba rugăciunii. Neapărat. Cel puțin 50 de oameni din adunare ar trebui să aibă slujba aceasta. Când vom ajunge aici, suntem binișori. Să știm care sunt oameni, care sunt diaconii, care sunt dirijorii, care sunt prezbiterii și care sunt oamenii cu slujba rugăciunii. Oameni pe care te poți baza, oameni pe care să-l suni, e un bolnav, o cauză, trebuie să mă duc în evangelizare, mă simt slab, e o sărbătoare. Slujba rugăciunii în Biblie este foarte, foarte, foarte dezmenționată cu caracter de stăruință, nu cu caracter de Doamne ajută-mă, Asta se roagă și păgânii, și ortodoxi, și catolicii, toți se roagă, Doamne ajută-mă, că cine nu are nevoie de ajutor? Aici nu e nevoie să chem pompierii, aici e nevoie să trăiești cu Dumnezeu pe care îl iubești și nu mai poți de dorul lui și de dragul lui. Spuneam data trecută că stăruința aceasta în rugăciune este caracterizată de câțiva factori și n-am mai continuat, ne-am oprit, fiindcă se făcuse ceasul nou, ca și acum peste 5 minute. Slujba aceasta a rugăciunii stăruitoare este caracterizată de câțiva factori. Adică, este bine să înțelegem cu mintea și este bine să înțelegem cu Duhul. În primul rând, slujba rugăciunii stăruitoare este caracterizată de importanță. Importanța este convingerea puternică că un lucru trebuie făcut neapărat. În general, Biserica Pendicostală accentuează foarte mult rugăciunea. Ce înseamnă că accentuează rugăciunea? Înseamnă că îi dă importanță. Fac seri de rugăciune, nopți de rugăciune, stăruință după Duhul Sfânt și activitatea rugăciunii este foarte prezentă. Ce înseamnă asta? Când faci un lucru foarte des, ce înseamnă asta? Înseamnă că dai importanță lucrului respectiv. Rugăciunea este importantă. Dacă o persoană are convingerea că rugăciunea este importantă, atunci se va ruga. Al doilea lucru, insistență. Insistența este repetarea neclintită a unei păreri sau a unei atitudini pentru împlinirea unei dorințe, a unei nevoi. Și insistența se exprimă prin repetare. Asta este repetare. Asta este repetare. Statornicia. Statornicia este atitudinea disciplinată, impusă, rațională de a face în mod constant ceea ce este important, rezistând factorilor externi sau interni de a te opri. Rezistând. Domnul Iisus spunea și nu vă lăsați rezistând factorilor din afară sau din interior care te predispun să te oprești. M-am rugat destul, am fost seară, mai lasă-mă în pace. Rezistând la acești factori să te oprești. Nu te opri! Fraților, credeți-mă că e ușor să vii la adunare, însă este greu să trăiești cu Dumnezeu și să te rogi. Este greu să crezi că Dumnezeu acum coboară cerul aici și ascultă niște cuvinte de muritor. Asta este o mare nebunie. Privită firește este o imposibilitate. Dar privită duhovnicește este unirea cerului cu pământul, e întâlnirea muritorului cu Dumnezeu. Statornicia se exprimă prin fermitate. Când spun fermitate, mă refer că întotdeauna este direct proporțională disciplina spirituală cu Continuitatea acestui lucru. Adică, dacă o persoană nu se disciplinează, nu va face lucrul acesta decât împins de necazurile vieții. Aici e vorba de disciplină ca în sport, ca în armată, ca în viața profesională. De asemenea, stăruința rugăciunei caracterizată pe lângă aceste lucruri este caracterizată de răbdare. Răbdarea este capacitatea de a rezista tendinței să te schimbi. Nu mă schimb. Trebuie să mă rog și mă rog permanent este timpul de rugăciune, mă duc și mă rog. Dar nu simt nimic. Ce faci când nu simți să mănânci? Mai ții minte ce -ți spun rudele? Mănâncă, domnule, că mor dacă nu mănânci. Păi nu simt. Păi nu simți că ești bolnav, de-aia nu simți, dar bagă două, trei linguri de supă. Că pofta vine mâncând. Dimineața, mâine dimineață crezi că o să simți să te duci la lucru? Foarte probabil că nu. Ce ar fi să-i spui șefului astăzi, nu vin de ce? Nu simt. Păi mă gândesc că în următorii 50 de ani o să te confrunți cu riscul să nu mai simți. Și ce faci? Un lucru când trebuie făcut, nu are nicio importanță dacă simți sau nu. Simțirile sunt în legătură cu plăcerea, disciplina e în legătură cu caracterul, cu principiile, cu valorile, cu prioritățile. Trebuie neapărat disciplină, că simțămintele noastre ne poartă departe de casă. Cineva spunea Așa, poetic, frumos, m-am gândit să vă aduc și dumneavoastră aminte despre asta. De ce spunea lucrurile astea? Închei cu gândul ăsta. Spunea, spunea lucrurile astea ca să demonstreze că nu întotdeauna Dumnezeu ne dă ce cerem, dar întotdeauna ne dă ce trebuie. Ce înseamnă asta? Că nu întotdeauna cerem ce trebuie. Că nu suntem ca El. Noi suntem ca noi. Vedem cu fază scurtă. Dumnezeu vede cu fază lungă. Dacă îmi permiteți comparația cu lumina la o mașină spunea acest cineva, am cerut putere de la Dumnezeu și el culmea, m-a lăsat în mijlocul necazurilor ca să mă întăresc, că necazurile te întăresc. Uite cum te îți dă Dumnezeu putere, prin necazuri. Eu am cerut putere, dar să mă rog și dintr-o dată să se audă gl -gl Am cerut înțelepciune și Dumnezeu m-a implicat în probleme pentru a mă învăța să le rezolv. Dacă nu veneau problemele, nici nu, de, nici nu deprindeam capacitatea de a le rezolva. Am cerut prosperitate și Dumnezeu mi-a dat încercări pentru a mă apropia mai mult de El. Am cerut curaj și Dumnezeu m-a lăsat în pericol ca să învăț să fiu biruitor. Am cerut răbdare și Dumnezeu m-a așezat într-o situație unde am fost obligat să aștept îndelung. Bunica îmi spunea, îmi spunea o întâmplare din, din contextul vieții lor, 50 de ani în urmă, când era carul cu boi, căruța cu cai, și zice că unuia. I s-a stricat, i s-a rupt o roată. Și căruța, ca și mașina, avea patru roți. Și i s-a rupt o roată, i s-a rupt osia, adică axa pe, de care e legată roata. <gură> Ceva de genul planetară. Și a rămas căruța, probabil și încărcată, sau carul cu boi, în trei roți și s-a răsturnat așa puțin, s-a înclinat într-o parte. Și a cerut un sfat, ce să fac? Și a primit următoarea recomandare, zice, strigă la nevoie și cheamă, zi, nevoie, vină încoace, vină repede că am nevoie să să -mi repar roata la căruț. Și uh, individul, puțin ca comodaș, așa cam uh, de catifea, a început să strige, nevoie, vină încoace să face noapte și rămân în drum cu căruța. Și a strigat după nevoie până când s-a făcut noapte și a început lupul, Mou! și în întunericul și tot felul de... Și atunci a zis așa, mă, până vine nevoia, stai că pun mâna și îmi repar căruța. Și a pus omul mâna și a reparat căruța și a ajuns acasă și a fost întrebat, a venit nevoia, te văd cu căruța reparată, ți-a reparat-o? Și eu, da, de unde? N-a venit. Dar cine ți-a reparat-o? Zice, păi eu. Atunci când procedăm în felul acesta, învățăm să reparăm căruțe. Dumnezeu ne implică în viață să facem asta pentru ca să fim de folos ei. Se spune că Augustin a avut o mamă deosebită. Sfânta Monica a intrat în istorie fiind cunoscută pentru rugăciunile ei. Ea s-a rugat 16 ani pentru mântuirea copilului ei. Și s-au scris foarte multe lucruri despre asta. Ea s-a dus până în Italia după el, la Milano, și aici a luat legătura cu episcopul Ambrozie, cu un mare om al lui Dumnezeu, și l-a rugat să-i vorbească lui Augustin și ea spunea, eu sunt o femeie simplă, Augustin îmi pune întrebări filozofice și nu știu să-i răspund. Și acest om al lui Dumnezeu, Ambrozie, când și-a dat seama cu cine stă de vorba, a spus următorul lucru, Monica, nu te teme, nu poate fiul tău, fiul atâtor lacrim, să piară, pentru că Dumnezeu îl va mântui, lucru care s-a și întâmplat. Nu poate fiul atâtor lacrimi să piară. Vă spun în încheiere, frați și surori, nu poate omul atâtor lacrimi în rugăciune să rămână fără bucata de pâine, fără banii de care are nevoie, fără o soluție la necazurile vieții, fără, fără o întăritură din partea lui Dumnezeu, fără brațul perforat întins peste familie, peste viața personală, fiul atâtor lacrimi, credinciosul atâtor lacrimi, sora atâtor lacrimi, fratele atâtor lacrimi, nu poate să rămână ascuns, izolat de Dumnezeu. Dumnezeu îl va ajuta, pentru că răgăciunea stăruitoare manifestată în felul acesta îl cheamă pe Domnul. Dragii mei, haideți să încheiem slujba divină, să ne gândim la lucrurile acestea, să ne rugăm și să facem un pas înainte, pentru că nu mai e multă vreme. Vă invit să ne ridicăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betany.che sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.